dorim. Da, bine ați venit. Astăzi ați făcut un pas important în viața voastră, de cum sunteți soț și soție. Și noi am venit să vă bucurăm această zi deosebită și în special vreau să mână acest buchet de trandafiri cu unul la număr. Așa, sunt pentru dumneavoastră, să fiți sănătoși. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine surpriza? Eu cred că da. Cred că da, mama. Așa, și nu numai. Este din partea mamei, a surorii și a fratelui. Așa, care sunt și în depărtare, aveți acolo, da? Da. Și să știți că le pare foarte rău că n-a putut să fie la acest eveniment, dar pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa. Și mai aveți și un mesaj de felicitare. Dragii noștri, Dorin și Marina, chiar dacă suntem departe în această zi frumoasă și specială, nu am putut să rămânem departe cu sufletul, inima și gândul. Suntem alături, scumpă surioară, te iubim și îți dorim un drum bun în viață, noi, frații și sora. Mama, vă doresc ca viața voastră împreună să fie plină de momente de neuitat și trandrete fără margini. Să aveți grijă unul de celălalt. Din moment ce de acum înainte sunteți cei mai apropiați oameni pe pământ. Dumnezeu să vă țină cu grijă palmele sale. În palmele sale. Fie ca viețile voastre să fie binecuvântate cu sănătate, credință și înțelepciune. Fie să aveți mereu cuvinte calde în momente reci, să găsiți mereu fericire acasă, iar casa să vă fie un refugiu în furtunile vieții, să aveți parte de o căsnicie ca în povești, dragii noștri, colorată de zâmbete și animată de râste de copii. Casa de piatră vă dorim. Surpriza din partea mamei, a sororii, și a fratelui. Mulțumim. A fraților. Mulțumim. Dacă aveți și dumneavoastră, le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Vă mulțumim și noi vă iubim. Eu vă iubesc mult și mi-e dor de voi toți. Mulțumesc. Da, tot dorim. Fix așa și eu. Ești durerea mea, bucuria mea.